to talk to you about the power of faith. Aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre puterea credinței. What are we going to do in this year with regard to our family, our health, money, our village, our community, and our nation, and the call of God to reach the world. And if God does not use us, who will he use? Și dacă Dumnezeu nu ne folosește pe noi, atunci pe cine să folosească? And you and I are prepared of God. Eu și tu suntem pregătiți de Dumnezeu. To accomplish a noble and great task. Ca să ne facem o însărcinare, să ne îndeplinim o însărcinare nobilă. Greater than any one of us. Care este mai mare decât oricare. We have a purpose. Avem un scop. We have a reason. Avem un to be here. Un motiv pentru care să fim aici. I would like to say you have a reason for being here. Aș vrea să spun tu ai un motiv pentru care ești aici. God gifted you. Dumnezeu ți-a dăruit. God anointed you. Dumnezeu ți-a dăruit. God saved you. Dumnezeu God te-a filled te-a you with the Holy Spirit. Not just so you can feel good. Nu numai ca să te simți tu bine. But God will empower you. Dumnezeu te puternicește. To accomplish an eternal task. Ca să duci la îndeplinire o însărcinare eternă. In order to do this. Și ca să facem lucrul acesta. We need faith. Avem nevoie de credință. In fact, the Bible says. De fapt, Biblia spune. Many things about faith. Multe, vorbește mult despre credință. And so I'd just like to ask you, what is in your heart to accomplish this year? Aș vrea să vă pun o întrebare. Ce aveți pe inimă ca să îndepliniți? Do you have a vision? Do you have a dream? Do you have a plan? Aveți un plan, o viziune, o dorință? We sometimes say, if we fail to plan, dacă falimentezi, n-am plănuit. You plan to fail. Ai plănuit falimentul. Plans are important. Planurile sunt importante. It's good to have a vision. E bine să ai o viziune. But it's good to have steps to fulfill. De asemenea, trebuie să ai grijă să faci cum să duci la îndeplinire acea viziune, acel plan. The Bible talks about the importance of faith. Biblia ne vorbește despre importanța credinței. Now this is a staggering statement. Acesta este o afirmație statuie. Jesus said, Domnul Iisus a spus, in Hebrews, de fapt, Apostolul Pavel spune, without this quality, fără această calitate, without this aspect of our Christian life, fără acest aspect al vieții de credință, it is impossible este imposibil ca să fii plăcut lui Dumnezeu, este cu neputință. And I think the reverse is also significant. Și chiar reversul de asemenea este semnificativ. That with faith, deci cu credință, we can please God. Noi putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Gândește-te la lucrul acesta. Creatorul a cerului și al pământului. Domnul Dumnezeu a tot puternic. And you and I have the possibility of bringing pleasure to Him. Să-i facem plăcere, să aducem plăcere Lui. God does not respond to pain. Dumnezeu nu răspunde la durere. He responds to faith. El răspunde la credință. He doesn't respond to tears. El nu răspunde la lacrimi. He responds to faith. El răspunde la credință. Faith, credința, is what moves the hand of God. Mâna lui Dumnezeu. And the Bible says, he that cometh to God, cel care vine la Dumnezeu, number one, must believe that he is. Primul rând, el trebuie să creadă că el este, and că există. He comes, și că vine, he blesses, el binecuvântează, și răspunde, he rewards, pe cei. It doesn't say that seek him. Nu spune doar
care îl caută, in the English language, nu spune în engleză și doar acest lucru, but who diligently seek him. În mod sârguincios îl caută. Diligence. În mod sârguincios. With a poftă fierbinte determination. If you will do that, dacă faci lucrul acesta, God will reward you. Te va răsplăti. If you don't do that, dacă nu faci lucrul acesta, you stay the same. Atunci rămâi la fel. And I don't want to stay the same. Și eu nu vreau să rămân la fel. And I don't think you do either. Și nu cred că nici tu nu vrei. The Bible talks about faith as being a battle. Biblia ne vorbește despre credință ca și fiind într-o luptă. It's a warfare. Este un război. What warfare? Ce fel de război? Doubt între îndoială and faith și credință that accomplishes a task. Care îndeplinește însărcinarea care privitoare în poate Dumnezeu. Și observați. In the natural military, în armata din zile noastre, there's preparation. Există preparation. Există pregătire, antrenament. And what you are going through today, și prin ce treceți în anul acesta, the difficulties, dificultățile, the problems, problemele, the challenges, provocările, the giants. Uriașii. It's not an accident. Nu se întâmplă. God is getting ready. El vrea să fii gata. You are in the squad of the Holy Spirit. You are in the school of the Spirit. Why? Because God is preparing you for what He has for you in the future. Amen. Slavice fie Domnul. The man who is uplifted in himself, omul care se îngânfă în el însuși, he really doesn't matter. Nu contează pentru el. But the man who has faith, înainte lui Dumnezeu, dar omul care are credință, the woman who has faith, omul the person who has faith in God, persistent, continual determination, looking to God, standing fast, not moving to the left or to the right, but standing, not turning around, standing strong in faith. God responds to that. That's the role of God to success. Modul lui Dumnezeu pentru succes. A life of significance. O viață cu semnificație. A life of power. O viață plină de putere. A life whereby God will change the world. O viață cu care Dumnezeu va schimba lumea prin credință. And the Bible says that the righteousness of God, neprihănirea lui Dumnezeu, is revealed se descoperă through faith, prin credință. The Bible continually says the just shall live by faith. În mod continuu Biblia spune că cel neprihănit va trăi. Can we say that together, please? Putem să rostim acest verset împreună, vă rog? Cel neprihănit va trăi prin credință. Once more. Încă o dată. Cel neprihănit va trăi prin credință. Yes! Da! In the Old Testament, we live by the law. Noi trăiam oamenii sub lege. If you are weak, dacă erai slab, filled with doubt, plin de îndoială, and insecurity, și nesiguranță, the probability is you're still living under the law. Dacă trăiești din felul acesta, trăiești și acum încă sub lege. But as New Testament men and women of God, dar ceea ce vrea să vine Noul Testament, by faith. Noi trăim prin credință. Live
by tu faith prin credință. Habacuc. The just shall live by faith. Cel neprihănit va trăi prin credință. Romans. Romani. The just shall live by faith. Cel neprihănit va trăi prin credință. Galatians. Galateni. The just shall live by faith. Cel neprihănit va trăi prin credință. The just shall live by faith. Va trăi prin credință. Filled. Este plină. With principle. De principii. An example. Și exemple. Of people. Oamenilor, who changed the world care schimbat through faith, prin credință. Brothers and sisters, frați și surori, you have that power. Tu ai această putere. You have a measure of faith. Tu ai o măsură de credință. When you use it, când o folosești, it becomes stronger. Dacă o folosești, va deveni mai puternic. Dacă nu o folosești, it becomes weaker. Slăbește. Peter using his faith. Apostolul Petru a folosit credința lui. Through the Holy Spirit, prin Duhul Sfânt, performed miracles. Și a săvârșit minuni. And the people wondered, where did this power come from? Și oamenii se întrebau, de unde vine această putere? Superman? I don't think so. Nu cred. Through the power of faith in Jesus Christ, under the leading of the Holy Spirit, Iisus Hristos, miracles happen. Inspirația puterii lui se întâmplă. In the Old Testament, they happen in the New Testament, and they happen today. Și se întâmplă și astăzi. În care am sens. Aleluia. When we use our faith, când folosim credința, when you use your faith, credința, Dumnezeu este glorificat. You will not have an ordinary, always sweet life. Nu mai ai o viață obișnuită. You will have an extraordinary life. O viață extraordinară. The choice is yours. Alegerea ți aparține. When you encounter a giant, an enemy, când te întâlnești cu un uriaș, un dușman, and we will, și se va întâmpla lucrul acesta, and you will, și vom veți întâlni. Is there anybody who has a giant in your life tonight? Aveți uriaș în viața dumneavoastră? It's a problem, it's a difficulty, it's a situation. Este o problemă, o dificultate, o situație. It's almost non-stop. Aproape tot timpul avem. Some of the problems seem so big. Și pare că problema este așa de mare. But faith may be small. Dar poate că credința este mică. But it's enough. Dar este suficientă. To conquer every enemy. Ca să cucerească, ca să doboare orice dușman. The Bible says if anybody, you know, does not continue and goes back, doesn't live the life of faith, but lives a life of doubt. Cei care dau înapoi și nu merg înainte, trăiesc o viață de îngrozitor și aduce to the Lord, aduce într-un fel înaintea Domnului întristare. What God needs in this generation, ceea ce are nevoie Dumnezeu în generația aceasta, is not human wisdom, nu este înțelepciunea omenească, not a life filled with passion for money, nu o viață plină de pasiune pentru bani, fame, sau dorință de faimă, or competition with others, sau întrece competiție cu ceilalți. What this generation needs, ceea ce are nevoie generația de astăzi, who are powerful in faith in Jesus Christ, in the Word of God, in the presence and presence and the power of the Holy Spirit, and that would get the job done. One preacher, he said, do you want to get people to listen to you and follow you? Atenția oamenilor și oamenii să te asculte și să te urmeze. Then put yourself on fire. Așa că
Pune-te tu în foc. Be ablaze for the Lord Jesus Christ. În flăcări pentru Domnul Iisus Hristos. Be filled Spirit of God, and Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. And people will come to watch you burn. Vor veni să te vadă cum arzi tu pentru Hristos. Hallelujah. 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 We look at the life of Paul. Ajungem la viața lui Apostolul Pavel. And he made a great transaction. Și el a făcut o mare schimbare. He was not a robot. Nu a fost un robot. But he was a rogi slujitor. He had given his own will. El a lăsat propria sa voie de parte. His own ambition. Ambițiile lui personale. His own desires. Dorințele proprii. His own plans. Planurile lui. He had laid them all at the feet of the cross. Le-a pus toate la piciorul crucii. He made a great transaction. A făcut o mare schimbare, mare transacție. And he says, I live. Și el a spus, eu trăiesc. But the life that I'm living, dar viața pe care o trăiesc acum, is motivated and moved. Este cu adevărat viața. By Christ. Christ. Hristos. Jesus Christ. Living within Jesus Christ. And he says, the life, not that I used to live, but the life that I now live. Spune, nu viața pe care am trăit-o înainte, dar viața care o trăiesc acum. I live. O trăiesc. By faith. Prin credință. By faith. Prin credință. In the Son of God. În Fiul lui Dumnezeu. What a way to live. Ce mod de a trăi. There is no higher way to live. Nu există un mod mai înalt de a trăi decât acesta. Is anybody listening to me? Ascultă cineva, mă ascultă cineva în seara asta. Eu predică bine sau slab? Alo? Eu captă pe tine. Eu captă. Dacă tu ascultă sau nu. Dacă tu nu ascultă, te iubesc. Dacă tu ascultă, te iubesc. Mare Dumnezeu, ave, ave. Amen. And he deserves. Se merită. Es un mod de inclinare. Mod de laud. Es ultima mod de inclinare. Fere cantar, fere musica. Dar plini. Surrender my life to salvation mântuirea by faith prin credință healing vindecare by faith prin credință the baptism in the Holy Spirit botezul Duhul Sfânt by faith prin credință whatever we need today orice ai nevoie astăzi will come to you va veni la tine pe primire nu prin cerșetorie no faith prin credință faith in Jesus Christ credință în Domnul Iisus do something fă ceva wake up trezește-te you have that house and you also get to see și trebuie să vezi hunger for the word of God. Foame după cuvântul lui Dumnezeu. Read the word of God. Citind cuvântul lui Dumnezeu. Hear the word of God. Auzind cuvântul lui Dumnezeu. That's why we come to church. De asta venim la biserică. Because we hear the word of God. Pentru că auzim, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. The apostles came to the place. Apostolul a ajuns într-un moment. Where they wanted more faith. Încât doreau mai multă credință. They saw what Jesus did. Au văzut apostolii ce a făcut Domnul Iisus. They saw the need. Au văzut nevoile de Iisus. Oamenii suferiau. Oamenii muriau. People without hope. Erau oameni fără speranță. Without direction. Oameni pierduți fără direcție. Și le-au atins. They wanted to make a difference.
și ei să facă o diferență, voi puteți să faceți o diferență. May I say that God put you here on earth to make a difference, to do something, say something, dream something, see something, feel something that will move you to obey God and make a difference. What a way to live! There is no greater way! Mai înalt mod de a trăi decât acesta. The mother of one American president. O mamă a unui fost președinte american. They asked, aren't you so proud that your son is president of the United States? A fost întrebată, nu ești tu mândră de fiul tău că a ajuns președintele Statelor Unite? And she said, și a spus, well, if he couldn't be a minister of Jesus Christ, then he may as well just be president. Și a spus, dacă nu putea, nu reuși să fie un lucrător, e bun și un președinte al Statelor Unite. Amin! Prioritate! Seek ye first! Căutați pe El the kingdom of God! Căutați mai întâi împărăția și neprihănirea Lui! When we're in the United States, we stayed in the best hotels. Am stat pe cele mai bune hoteluri. It doesn't exist any finer than the hotels in which we live. Poate că nu sunt altele mai bune decât astea în care noi am stat. We drove cars. Am condus mașini that cost over $30,000. Care costau peste $30,000. And we drove those cars. Și noi am condus aceste mașini. And we ate in the finest restaurants in the world. Am stat și am mâncat la cele mai bune restaurante din lume. But we own nothing. Dar noi nu deținem nimic. We have nothing. Noi nu avem nimic. But we have everything. Dar avem totul. Sunt foarte bine cuvântați. Slăvit să fie Domnul. That's what God does. Acest lucru îl face Dumnezeu. And what did Jesus teach? Și ce ne învață Domnul Iisus? He turned s-a întors to the woman la acea femeie. And he said, your faith, credința ta. Your faith, credința ta. Not your loud praying, nu rugăciunea ta cu strigăte mari. That's good, asta e bună, if it's filled with faith, dacă e umplută cu credință. But if it's just loud, dacă e numai gălăgie mare, fără credință, degeaba. And what else did Jesus say? Și ce a mai spus Domnul Iisus? He said to the blind man, a spus acelui om, according to your faith, potrivit cu credința. How is your faith? Cum este credința? Îl crezi? If you had a God like Abraham, dacă ai tu un Dumnezeu like Moses, ca și Moise, if you had a God like Daniel, ca și Dumnezeu, if you had a God like the great prophets, dacă ai un Dumnezeu ca și Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, Ezekiel. If you had a God, dacă Peter, Dumnezeu ca Petru, John, Iacob, if you had a God like the Apostle Paul, dacă ai un Dumnezeu ca și Apostolul Pavel, would you believe it? Îl vei crede? Would you believe it? Îl vei crede? Stand in faith? Vei rămâne în credință? Da. And I'd like to announce to you something you already know. Și aș vrea să vă spun ceea ce faceți God. With the same power, cu avem de-a face cu același Dumnezeu, aceeași putere, and he's preparing you, se pregătește de tine, for a powerful life, pentru o viață plină de putere. And I hear this often, adesea aud, Brother Roy, it's too late for me, it's prea târziu pentru mine. And I just say to precious people who think that way. Și doamne le spun acestor oameni prețioși care gândesc în felul acesta. It's never too late. Niciodată nu este prea târziu. Every
journey of 1,000 miles. Fiecare călătorie de 10.000 de kilometri begins with one step. Începe cu primul pas. And tonight can be that one step. Și în seara aceasta poți să faci acest pas. But I know many of you have taken many steps already. Știu, sunt conștient că mulți dintre dumneavoastră deja ați mai mult pași de faith here tonight. Fie ca Domnul să ne mai ați credința să ne Jesus again said to that woman. Din nou i-a spus Domnul Iisus acelei femei. Great is your faith. Mare este credința ta. And to the daughter. Și acelei fiice care a fost rugată. She was made whole. Fica, prin credință ea a fost vindecată. Through faith, prin credință, noi suntem vindecați. Go in faith, go in peace, your faith, du-te în pace, credința ta has been te-a mântuit. He's constantly said that. În mod constant. Thy faith, thy faith, thy faith. Do you believe God? Do you believe God? Do you believe that God is sufficient for the problem you now face today? Ca să te ajute să treci prin problemele pe care te confrunți astăzi? Da. El este. Puternic. El, Dumnezeu așteaptă. His great power. Pentru că El are putere mare. Domnul Dumnezeu a tot puternic. Nimeni is cel mai puternic. El is atot puternic. Și numai El is atot puternic. El are suficient putere? Băi, cum să nu? El are suficient putere pentru problema al meu acum? Cum să nu? E greu pentru El? Foarte ușor. Pentru ce El aștept? El aștept pentru un pic credință. Credință. Dacă avem problemă, fraților și rolilor și soră, alea. Încrede-te în Domnul. Amen. And then after we see the hand of God. Și apoi după ce vedem cum are Dumnezeu lucrurile în care punem întrebarea, ce facem noi? Powerful, care este puternic, prețios, un an al oportunității. I just want to announce to my doctor, aș vrea doar să anunț pe doctorița mea, that am făcut mult analize de sanitate în sur. A fost fortun așa, și fortun așa, și făcut analize de inima mea, și inima mea este foarte sănătos, ca aproape un tiner. Dar după tot analize, am vorbit cu doctor acolo, am spus, el a făcut ecografie și EKG în fier. Și am spus, domnul doctor, tu a făcut mult analize de inima mea, dar niciodată tu a văzut inima mea. Melanie a spus, am văzut înainte, am făcut mântă cu voi, am văzut că el are curte mare, dar el are inima cea mai mare. Amin! Halleluia! Slăvit să fie! Domnul! The definition of faith, definiția credinței, it's persuasion, este convingere. Persuasion. Convinge. The truthfulness of God. The assurance of God. Lui Dumnezeu, asigurare ca Lui Dumnezeu. Into His arms. Sa, așa vede în brațe de Lui. You can trust poți să te încrezi în El. Poți să ai încredere în El. It's the
the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Este o credere neclintită în lucrurile sperate și o, și o puternică încredințare despre lucrurile care nu se. What is accomplished through faith? Ce se pot îndeplini prin credință? Fratelor, n-am mult credință, numai un pic. Da, acesta este suficient. Numai acesta. Alors, avem credință așa? Sufficient! Sufficient! You use what you have, folosește ce ai, and God will give you more. Și Dumnezeu îți va da mai mult. If you don't use what you have, dacă nu folosești așa, why should God give you more? De ce ți-a dat Dumnezeu mai mult? Use the faith that you have. Folosește credința pe care o ai. The Bible says you can say because of that, că poți să poruncești muntelui să se ducă. If you have faith. Dacă ai credință. Through faith we understand. Prin credință înțelegem. That God is the creator of the heavens and the earth. Că Dumnezeu este creatorul cerului și a pământului. So things that are seen are not made of things which do appear. Deci lucrurile care le vedem nu sunt făcute de lucrurile pe care le vedem. Datorită credinței. Because of our faith. Datorită credinței noastre. Nothing shall be impossible. Nimic nu va fi cu neputință. Do you have a vision that seems impossible? Poate că ai o viziune care este imposibil de realizat. Do you feel that God has called you to do something you cannot? Dumnezeu te îndrumă, te îndreaptă să faci ceva care nu se poate îndeplini în mod omenesc. Do you feel that God has called you to be something you can never become? Să te îndreaptă să fii ceva care niciodată nu poți să devii. Through faith. Prin credință. That shall be possible. Este imposibil. By faith, Noah. Prin credință Noe. He built the ark. A construit o corabie. He didn't see any rain. He didn't see any water. N-a văzut apă și n-a văzut nici ploaie, dar s-a crezut în Dumnezeu. Because he was moved with fear. Pentru că el a fost plin de teamă sfântă. Many were saved through his act of faith. Și mulți au fost salvat prin acest act al credinței. Many will be saved. Mulți vor fi salvați. Your act of faith. Datorită actului de credință. Because of your obedience. Datorită ascultării. Because of your love. Datorită dragostei. It's not just for you. Nu este doar pentru tine. Este pentru ei. Pentru cei dobiți. Pentru cei dobiți. Pentru cei sigurați. Pentru cei dobiți. Viața ta îi va ridica. And because of his faith, și datorită credinței lui, he became heir of righteousness. A devenit un erou al neprihănirii. Abraham, Abraham through faith, prin credință, he obeyed, a ascultat. And he went not knowing where to go. Și a plecat fără să știe unde merge. Doamne, nu știu unde merge. Bine! Doamne, am nevoie un harte. Eu vrei înțeles tot. Nu. Just the next step. Doar următorul pas. You can never tell. Niciodată nu poți să. And of course, we read about Sarah, about Moses. De asemenea, despre Moise. And his attitude. Și atitudinea lui. He refused to enjoy the pleasures of today. El a refuzat plăcerile de o clipă, de astăzi. Don't sell your birthright. Nu-ți vinde dreptul de tine născut. For a little goulash. Pentru un goulash. Și această viață este numai goulash. Gustos astăzi, mâine, gunoi. Nici pentru un bun hal. Nu merită. Nu merită. Numai orice este veșnic. Veșnic. And people are eternal. Și oamenii sunt veșnici. The Bible is filled with people who used faith. Este plină de oameni care au folosit credința. The walls of Jericho, through faith. Zidurile Jericho au căzut prin credință. Rahab, through faith. Și Rahab, prin credință. Watch this. Priviți. Abel, Abel, Enoch, Enoch, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, Gideon, Gideon, Barak, Barak, Samson,
Jephthah, David, Samuel, Samuel. They all did it. Toți au reușit. They all did exploits through faith. Cu toții au făcut lucruri mărețe prin credință. They're all dead. Toți au murit, acum sunt morți. Now it's your turn. Acum este timpul nostru. Acum este timpul nostru. Aleluia.